Bună seara tuturor! Este o ocazie deosebită să fim împreună și să ne urăm de bine. Și producenți și tuturor celor ce, într-un fel sau altul, au făcut continuu și vor face pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Mulțumesc Trinitas TV! Mulțumesc Trinitas TV pentru ce ați făcut pentru Împărăția Lui Dumnezeu! Mulțumesc Speranța TV! Mulțumesc noul A7 TV! Mulțumim! Mulțumim Credo TV! Mulțumim Alfa Omega TV! Mulțumim producenți! Dar mai sus de mulțumirea noastră față de voi, sunt față de Dumnezeu. Pentru că a deschis oportunitatea să vestim Evanghelia și prin intermediul televiziunii. Zile trecute mă îmbrățișeam cu părintele Doboș și spuneam ce minune, un catolic și un evanghelic se sărută. Se îmbrățișează. Mare, mare minune! Dragii mei, sunt normalități. Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme într-o țară să contribuim și să ne facem partea pentru înaintea Evangheliei. Ce-i doresc eu la producens este să fie pro-viață, Alexandra Nadan. Te mulțumim pentru ceea ce faci, Alexandra. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să rămână pro-viață, să rămână pro-familie, să rămână pro-creștină, activă în promovarea valorilor creștine în societatea românească, în același timp să facă ca noi ca și credincioși, de un fel sau de altul, să nu uităm că avem o chemare pentru o vreme, avem un timp al nostru. În tinerețe spuneam, am toată viața. Acum am ajuns să văd că nu, viața trece așa ușor. Și le spun copilor mei, când eram ca ei, mă gândeam ce moștenire o să-mi lase tata. Acum mă gândesc ce las eu. Ce va lăsa producens în urma activității ei în România? Depinde de noi toți. Noi să ne rugăm, iar ei să rămână credincioși chemării lui Dumnezeu. Un îndemn. Nu vă tranzacționați principiile și valorile pe care le declarați astăzi. Aveți un scop, rămâneți cu el. Adaptați metodele, tehnicile, ce vreți voi, dar nu schimbați scopul. Rămâneți la scopul la care v-a chemat Dumnezeu. Și în încheiere, același îndemn. Rămâneți pro-familie, pro-viață. Frate Vasile, din când în când mă întreabă, e greu să fii președinte? Și spun, este așa ușor, greu să fii soție de președinte. Greu e să fii soție de președinte, pentru că ea are toate necazurile noastre, le revărsăm și asupra ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să mergeți pe mai departe, iar noi să înțelegem că avem așa puțin timp la dispoziție și suntem chemați să facem atât de multe lucruri pentru Evanghelie. Și să nu uităm, Mântuitorul Hristos spune, femeia aceasta a făcut un lucru frumos. Și tare mult îmi place când citesc asta, Domnul Iisus Hristos apreciază ce frumos. A făcut un lucru frumos pentru mine. Eu astăzi, noi astăzi, putem să facem cel mai frumos lucru pentru Domnul Iisus Hristos, pentru El și Evanghelie, spunând lumii că într-o zi Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Cel mai frumos lucru pe care putem să facem. Vă doresc să rămâneți pro-familie, pro-viață, pro-creștini, promovând creștinismul în România. Și mai mult de atâta, dacă v-aș da succes, n-ar valora nimic. Vă doresc binecuvântare. Succesul vine și pleacă. Binecuvântarea rămâne. Vă mulțumesc!